întrebat și se poate verifica dacă sunt comentarii. Ați trecut atât de rapid că nici n-am... E viteză de reacție. Aveți o viteză de reacție foarte mare. Dumneavoastră aveți foarte mică, da. Da. În ceea ce privește acest proiect, nu știu, auzesc că se vrea să facă un promot de 60 de milioane. Știu că Focșaniu prin accesează un proiect european privind această centrală termică, nu? Nu înțeleg de ce trebuie să mai faci iar un promot de 60 de milioane în condițiile în care noi avem un proiect european și totuși Focșaniu, mare contractate și alte împrumuturi, de exemplu, cel pentru străzi, care s-au făcut pe câteva zeci de ani, și, din păcate, sunt deja anumite străzi care deja au început să se strice, deci vom plăti ani de zile în condițiile în care avem un proiect european. Nu știu, adică mi se pare, eu aș vrea să pun o întrebare și domnului director Walter Popescu. Așa? Pentru ce trebuie acest proiect? Și încă o întrebare aș vrea să pun domnului primar, dacă Focșaniu mai suportă aceste datorii. Mă miră, pentru că proiectul a fost discutat la comisii, domnul primar o să vă lămurească. De departe, situația mea așa de dramatică și tristă, cum o prezentați dumneavoastră. Fați un lucru, într-adevăr, de 60 de milioane de lei pentru a putea continua lucrările la centrul nou din municipiul Focșaniu. Noi, într-adevăr, avem un împrumut pe 20 de ani privind reparația drumurilor și acesta ne duce undeva cam un procent 80% datoriei pe care o avem noi din totalul bugetului. Cred că suntem printre cei mai primăriile cu cele mai mici împrumuturi. Dar să ținem cont că ne-am luat acest împrumut ca să plătim, de exemplu, subvenția la căldură, cum au făcut-o alte municipii, să cumpere combustibil și așa mai departe. Ne-am făcut-o să reparăm, să punem la punct aceste drumuri. Acest proiect cu fondurile europene nici nu trebuie să ne luăm pe domnul Popescu Walter, pentru că această investiție se derulează în primul rând, nu prin ele. Deci, aceste fonduri europene, aceste proiecte cu fonduri europene te obligă prima plată să o faci tu, cel care ești beneficiarul acestei lucrări. În condițiile în care, după ce ai făcut plata, după 2 sau 3 luni de zile, ei ne rambursează bani. Deci noi, practic, facem un împrumut acum, pentru o perioadă foarte scurtă de timp, 2-3 luni de zile, după care vom da bani înapoi. În condițiile în care, pentru alte proiecte pe care o să le mai promovăm, se va mai ieși această situație, vom putea din nou ca să facem, să apelăm la acest împrumut. Deci, practic, și de Ministerul de Finanțe are un fond separat pentru astfel de împrumuturi, credite, numai pentru unitățile astea, pentru proiectele europene. Deci tot procedează așa, neavând aceste sume să fie în măsură să plătească odată 600 de miliarde în momentul în care va trebui să plătim central. După ce o achiziționăm, după ce facem dovada plății, după aceea Uniunea Europeană ne rambursează bani, iar noi dăm înapoi. Practic, 2 sau 3 luni de zile vom plăti dobânda aferentă acestui împrumut. Deci, cot am parte. Eu propun Consiliului Local să încheiem discuțiile pe acest proiect și să trecem la vot. Cine este pentru crearea discuțiilor? Vă mulțumesc. Cine este pentru acest proiect? Vă mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu există. Deci, din păcate, trebuie să vă propun ca intervențiile noastre să nu dureze mai mult de 1 minut și jumătate. Cine este pentru? Da, domnule, n-am discutat. Nu suntem de acord să facem un mini-market. Nu să facem mini-market în Piața Unirii. Păi nu suntem. Păi nu o să trecem. Cât acest proiect?
Păi dacă n-a obținut avizul, domnul consilier. Și atunci, de ce nu ne ascultați? De ce nu respectați ce-a hotărât cu toți aici? Domnul, ce-a fost, domnule? Eu nu vreau să mă analizez. Eu nu vreau să mă analizez. Ce-a fost, că mă analizează numai la unul de oameni? Eu nu vreau să mă analizez. S-a discutat. S-a discutat și mai asociațiile de proprietari n-au răspuns corespunzător la aceste apeluri. Vom face în continuare pe teren deplasări și vom bate la fiecare ușă în speranța că vom stimula mai bine plata datoriilor care sunt la populație din iarna trecută. În ceea ce privește factura la gaze, deocamdată s-a plătit practic tot ce încasăm merge la gaze, s-a plătit prima tranșă la care ne-am obligat, mai avem de plătit 2 milioane și jumătate până la sfârșitul lunii. Dacă le plătim, bineînțeles, gazul nu se oprește. În ceea ce privește a treia întrebare, deși este o întrebare cu caracter personal și nu cred că privește opinia publică, da, m-am înscris și sunt singurul înscris acolo. N-a mai venit nimeni, deși ne așteptam să fie o abundență de înscrieri, totuși... Da. Cam asta.